Continuând tradiția de a construi pe piloni valorici de înaltă ținută estetică, cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea este dominată de producțiile muzicale inspirate de poeziile lui Pierre Ronsard sau Jean-Antoine de Baïf. Acum ia naștere în Franța o mișcare filozofico-artistică ce tindea spre contopirea în stil antic a poeziei cu muzica sau a artelor în general, urmărindu-se resuscitarea sincretismului. Jean-Antoine de Baïf, fondatorul Academiei de Muzică și Poezie, este personalitatea în jurul căreia gravitează mari muzicieni ce împărtășeau crezul artistic, dând la iveală multe opere de faimă. Este cazul să-i amintim pe Claude Lejeune, pe Guillaume Cotelet sau chiar Orlando di Lasso. Thank you.